Călin Georgescu a fost consilier personal al lui Mircea Joană în anul 2004. Asta pentru cine încearcă să descopere totuși cine e, de unde vine acest învingător al primului tur al prezidențialelor. Sigur că pe alegătorii lui nu e interesat. Și nu e interesat nici măcar cum îl cheamă, nici ce opinie are în viață, nici ce planuri are. Pe unii în continuare nu-i interesează dacă e Călin Georgescu sau George Călinescu, după cum vedem din secvența asta care e deja virală. Cine-i votat? Trebuie să zic? George Călinescu? George Călinescu? Da? Sau cum îl cheamă? Campania în favoarea lui Călin Georgescu, nu a lui George Călinescu, dar din nou nici asta nu contează cum îl cheamă. Campania continuă puternic pe TikTok. De data asta intră în scenă mai multe vedete, artiști, staruri de social media care vorbesc despre victorie divină și iubire supremă. Femeile din România descoperă de-abia acum că domnul Georgescu, cele pe care le interesează evident, că domnul Georgescu susține că nașterile prin cezariană trebuie interzise pentru că se rupe firul divin. Lumea descoperă acum că domnul Georgescu susține că apa nu e chiar H2O. Și pentru toate aceste declarații avem exemplificări. Imediat veți vedea declarațiile lui Călin Georgescu pe aceste teme. Dar câți dintre susținătorii lui Călin Georgescu cunosc formula apei? Pentru că studiile de după alegeri arată că doar 13% dintre ei au studii universitare. Nu e nicio insultă, e o constatare. Și oricum, din reacțiile pe care le propagă mii, zeci de mii de conturi pe TikTok, oamenii spun, nu ne interesează, ăștia vor să ni-l dea jos pe Călin Georgescu, nu ne interesează nici ce a făcut, nici ce crede, nici că-l iubește pe Corneliu Zela Codreanu, nici că are un dosar la parchet, nimic nu ne interesează, vor să îl atace. Da, votul s-a dat, lumea începe să se trezească o parte, presa occidentală e șocată realmente, vă voi citi astăzi niște titluri din publicații mari, CNN, BBC, care arată o îngrijorare reală în legătură cu direcția pe care o va urma România. Stelia Negra de la Newsweek a remarcat deja niște inexactități, ca să nu le spun minciuni, Stelian, dar ale lui Călin Georgescu din declarația lui de avere și din nou nu e nicio insultă, astea sunt fapte. Pentru că încercăm acum să vorbim cu fapte despre un om care a ajuns unde a ajuns. Stelian, ce e inexact în declarația de avere a lui Călin Georgescu? Bună ziua! Păi e simplu, domnia sa a declarat în declarația, a pus în declarația de avere care deține un singur teren de 3900 de metri, undeva într-o comună Viștea în Brașov. Problema e că numele domniei sale și al soției domniei sale apare la vreo 9 proprietăți, între care 6 sunt active. Deci domnia sa mai are vreo 2 terenuri aici în Mogoșoaia, unde are și casa de altfel, plus casa respectivă, nedeclarată în declarația de avere. Da? Deci ăsta vrea să fie președintele României și nu își declară în declarația de avere proprietățile imobiliare. Mai are niște proprietăți imobiliare prin Argeș, deci toate astea le-a vândut în Argeș, localitatea Mioarele Argeș, și mai are în Viștea Brașov, da? La fel, o casă pe care n-a declarat-o. Deci nu se poate așa ceva. Ce om e ăsta? Ce mai are în declarația de avere, da? Care nu-i declarat? De exemplu, banii cu care își face campania pe TikTok sunt sau nu declarați? Că ne-am interesat la EP și nu are depuse acolo. Nu are depuse, precum ceilalți candidați, informații legate de finanțarea privată, pe care ulterior să fie analizate de cei de la AEP și să fie decontate. Stelian, finanțarea, banii pe care, nu știu cine, companiile, aceste forțe care l-au susținut, forțe financiare, pentru că e vorba despre sume de ordinul milioanelor de euro, care potrivit experților în TikTok, în social media, au umflat toate aceste conturi. Deci este imposibil ca această campanie uriașă să fi costat mai puțin de 1 milion de euro, dacă nu chiar 2 milioane. Da, și vedem, încă o dată, nu vedem nicăieri. Deci noi avem un candidat pe care, în gurița căruia, vedem, parcă este un ventriloc, parcă este o
o voce pentru discursul Moscovei și al lui Vladimir Putin, da? Și dar pe de altă parte, asta vedem la, cum se spune, e la ordinea zilei, cum se unduiește domnia sa între vest și est, cum trebuie să fim noi neutri aici, adică până atunci, știi, sunt nenumărate postări pe TikTok ale unor oameni care spun nu ne interesează, important este ca domnul Georgescu să ajungă președinte, nu ne interesează ce credem. Dar poate că până la ideologie sunt femei în țara asta care au probleme medicale de natură să împiedice o naștere o naștere naturală și recurg la cezariană, care nu e o naștere artificială. Este procedura prin care medicii înțeleg să salveze o femeie și un copil la naștere. Ce crede domnul Georgescu despre cezariană? Haideți să le urmărim. Nu poți să naști decât prin cezariană, cum nasc astăzi în România peste 90%, este o tragedie. Știți de ce? Pentru că se rupe firul divin. E o tragedie pentru că se rupe firul divin. Candidatul care a ieșit pe locul întâi la președinție în România este pe cale, potrivit propriilor lui declarații, spune că cezariana e o tragedie, deci ne putem gândi foarte clar, bazându-ne pe cuvintele lui, nu pe teoria conspirației, că omul acesta va pleda pentru o interzicere a nașterilor prin cezariană, Stelian. Eu acum trebuie să ne păstrăm într-un registru normal, deși omul are un discurs al cuiva care ar merita un tratament mai serios în fața unui psiholog. Cum să vă spun, eu am 3 copii, toți născuți prin cezariană din diverse motive medicale, nici de cum de altă natură. Da? Omul ăsta, cum să spun, vrea să iasă în evidență precum e toate trompetele Moscovei. Dom'le, una, cum este Teodosie ăla, de zici că ăsta s-a luat de mână cu Teodosie, cu încă 2-3 țăcăniți ăștia de pe net și fac așa o horă a țăcănelii în fața opiniei publice. Nu are niciun fel de pregătire medicală, după aceea invocă legătura cu divinitatea. Eu zic că ne-am procopsit cu acest individ și ne vom distra mult până la turul 2, dar cum să spun, se spun atâtea enormități. Deci mai devreme l-am văzut pe unul care era un hora lor acolo, era ăsta Lazarus, care era de mâna dreaptă a lui doamna Șoșoacă de la SOS. Da. Care ăla a spus că omul e cam nebun. Deci citez aici, ca să nu avem după aia vorbe la proces. Eu citez din Lazarus. Ăla spune aceste lucruri despre acest individ. Din nou, până să discutăm despre ce se spune despre el, adică ce spune el însuși, că el face apologia lui Putin, el spune că România ar trebui să fie neutră și așa mai departe, vorbim despre niște tematici care ar trebui să intereseze oamenii, fiecare femeie din această țară ar trebui să audă această declarație referitoare la cezarien. Și, de asemenea, vă spuneam că Călin Georgescu nu crede că formula apei este H2O. Îl ascultăm. Să faci apă. Oare apa este chiar H2O? Așa cum am fost, hai să zic, instruiți ca să nu zic dresați, să credem? Deci, ce am mai putea spune noi când acest om zice că oamenii au fost dresați să creadă că apa nu e H2O? Eu zic că ar trebui să facem un premiu Nobel pentru țăcănism și să începem să-l acordăm în stânga și în dreapta. Adică omul ăsta se va lua la trântă și cu domnul Newton. Uite, am un măr în mână acum, dacă scap în jos, nu e forța gravitației care îl trage în jos. Sunt sigur niște draci din văgăunele din centrul Pământului. Dacă mergem de asta într-o asemenea discuție, doamne, ignoranța și stupizenia nu sunt motive să ne punem în fruntea țării pe oricine, adică oricine nu e partidele clase tradiționale, îl luăm și îl punem în fruntea țărișoarei. Și mai are puțin de ce omul ăsta, dacă ajunge, Doamne ferește, dacă ajunge la Cotroceni, în secunda 2 se duce și ne vinde lui Putin, ne face vasalii ăstuia. Păi o să vedem, Stelian, strategia de comunicare pe care o practică domnul Georgescu, la care, din nou, nimeni nu s-a uitat până acum, strategia de comunicare la nivel vizual, poze de ale lui Vladimir Putin în diferite ipostaze, replicate la linie
de fotografiile lui Călin Georgescu se pozează fix în circumstanțe identice. Dar ce, haideți să vedem ce riscă, pentru motivul că, după cum ați remarcat voi la Newsweek, un candidat la prezidențiale, care este favorit acum pentru turul al doilea, nu și-a completat declarația de avere cu toate bunurile pe care le deține. Păi avem articol din codul penal, da? Privind falsul declarație, care spune că declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituții de stat, da, în vederea producerii unei consecințe juridice, de el depune declarația de avere ca să știe poporul ce bănet are domnul Georgescu, da? Așa, deci aceste declarații necorespunzătoare a adevărului se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Deci oricine, un candidat la pătrălagele din partea partidului lui Pot sau cum se numește, sau altor partide din astea de extremiști și de demagogi de 2 lei, dacă depune unul o declarație așa și îl ia anii la puricat, poate să-l bage într-o chestie ca asta. Îi dă o amendă, da, îi dă o amendă, 50-60 de mii de lei, care pentru omul ăla e cocoșător. Da? Individul ăsta care îl copiază în tot ceea ce uite, face. Uite-te la imagini, nu știu dacă te uiți acum la televizor, aceleași poze, aceleași posturi, Vladimir Putin, Călin Georgescu, incredibil. Da, a notat domnul Vladimir Putin cu țiparii în râul respectiv, pac, s-a aruncat și domnul Georgescu, s-a luat la trântă domnul Georgescu cu băieții aia, s-a pus și domnul Georgescu, s-a urcat și domnul Georgescu pe cal. Totul face, deci în spatele lui este o regie, așa îmi pare, e o regie, cineva vrea să-l pună într-o lumină bună în permanență, da? Care îmi pare că este în opoziție totală cu găunoșenia discursului domniei sale, da? Și atunci mi se urcă pe firme de aia, în impostaze de genul ăsta așa, de om ferm, de om care nu cedează, de om care luptă până la capăt. Cu cine luptă omul ăsta? Deci omul este o bulă uriașă. Omul vine din măruntaiele sistemului, cum au remarcat și cei de la G4. Omul din măruntaiele sistemului vine. Omul de ce? Hai să explicăm de ce vine din măruntaiele sistemului. Păi vine foarte simplu, din măruntaiele sistemului, pentru că domnia sa a fost luat cu mânuța de domnul Mircea Joană, când a fost ministru de externe, și l-a luat consilier la Ministerul Afacerilor Externe. Consilier personal la cabinetul ministrului. Asta exact. Spune Mircea Joană. Consilier recunoaște. Da? Care antisistem? Spune și mie, Laura, care e antisistemul din omul ăsta când el s-a plimbat pe culoarele Ministerului Afacerilor de Externe ca angajat al unui ministru de externe? Ăsta e antisistem? Antisistem cum? Nu, trebuie să recunoaștem însă că n-a fost în prima scenă, că n-a fost nici ministru de externe până acum, sau n-a deținut o funcție din care să îi se impute ceva, Stelian, din care să îi se reproșeze ceva, dar a căutat vizibilitate și s-a asigurat că obține prin aceste declarații pe care le-a făcut, dar care se pare că nu i-au interesat, declarațiile astea nu i-au interesat pe oameni. Și ar fi nedrept să vorbim doar despre lipsa studiilor universitare, că doar 13% dintre cei care l-au votat pe Călin Georgescu au absolvit o universitate. Ar trebui să vorbim și despre frustrarea, supărarea celor care s-au săturat de o clasă politică sfidătoare, care se instalase, se înșurubase numele unei stabilități imuabile aici în România, Stelian. Cu siguranță, de ce facem? Înlocuim pe Marcel și cu aroganțele lui la Monaco pe unul care ne-ar da în secunda 2 pe mâna lui Putin, adică sărim din lac în puț? Asta facem? Sau încercăm să reformăm pe cât putem clasa politică actuală, da? Omul ăsta, că n-am terminat cu Maie. De la Maie, stai puțin, că de la Maie a plecat pe timpul lui MRU și l-au trimis la post, da? L-au trimis la post la ONU. Uh-huh. Altă sinecură grasă din care a încasat mii de lei, nefăcând nimic, da? Vorbind vorbe acolo. Deci nu se poate. Omul ăsta este din măruntaiele sistemului împotriva căruia minte oamenii că luptă, da? De acolo vine. A fost la dreapta lui Joana, l-au trimis după aia sistemul, l-a trimis la ONU ca să aibă o sinecură, să se plimbe acolo alături. Stelian, am o întrebare. Sistemul ăsta, mai puțin vizibil, că noi credeam că sistemul sunt ăștia, Nicu, Marcel, ăștia de la vedere, da? Deci există o parte foarte bine ascunsă, în opinia ta, a sistemului, care vine cu
acest domn Călin Georgescu, există o țesătură, o uneltire de amploare pe care trebuie să o cunoaștem, care l-a susținut pe Călin Georgescu? Cu siguranță că în spatele lui sunt mulți oameni, da? Deci mie încep să-mi vină. Oameni din BNR, oameni care au lucrat prin Ministerul Afacerilor Externe, au fost secretar de stat, care gravitează în jurul domniei sale, sunt șef de campanie, au un rol important, determinant în luarea anumitor decizii. Deci oamenii vin din sistem, da? Ei vorbesc de statul ascuns, de statul paralel, dar ei au în jurul lor astfel de oameni care au fost acolo și care pot penetra într-un fel sau altul statul paralel, vin din statul paralel și mai țin legătura cu statul paralel. Prin că îți dau câteva nume, dacă vrei, așa, dacă vrei. Da, te rog. De oameni din jurul lui acestui om. Da, vorbim acum de domnul Bogdan Vacusta, da? A fost consultant strategic la BNR, Banca Națională a României. El sunt între coordonatorii lui Georgescu, da? Un fost ambasador al României în China, da? Se numește domnul Doru Romulus Costa, da? Secretar de stat pentru afaceri globale. Uite, a fost în 2009 numit la Ministerul Afacerilor de Externe. Uite, între 2003, că e public CV-ului, da? Pe site-ul Ministerul Afacerilor de Externe, da? Vorbim de oameni care au fost în jurul lui. Nu mai zic că lumea uită asta. Apropo, ci că domnule, dovezi legate de conexiunea cu Rusia. Păi, dar el a facilitat, Călin Georgescu a facilitat vizita în 2014 în România a lui Alexandru Dugin, da? Președintele Mișcării pentru Eurasia, da? Ăla care este ideologul lui Putin. Ce vreți mai mult de atâta? Ce se poate mai mult de atâta? Omul ăsta a facilitat, a participat la respectivele... Da, tot domnul Georgescu ne spune tuturor că e prieten cu Trump și cred că avem și secvența aceea, o secvență pe TikTok postată, cum altfel. Soția sa îl întreabă dacă îl cunoaște, dacă are vreo legătură cu Trump, că așa s-a desfășurat campania domnului Georgescu în mare parte. Întrebările au fost puse de soție și dânsul a răspuns acasă sau, mă rog, unde, că nu ne-am lăurit unde stă domnul Georgescu, nu vrea să ne spună din motive de securitate. Urmărim secvența. Cu Trump ai vorbit? Bineînțeles. Și vorbești? În mod special l-am cunoscut atunci când a fost, el era în show, făcea un spectacol, mi-am amintesc, nici nu era candidat. Ah, da, Apprentice, da, ucenicul. Da. Atunci a fost o întâlnire, da, bine, normal, foarte rapidă și în alt context. Însă am colaborat și foarte aproape cu Kennedy, a cărei carte formidabilă legată de problema pandemiei. E de asemenea, Stelian Negrea, în spațiu public o informație potrivit căreia un apropiat al lui Trump, Kennedy Jr., pe care l-a numit ministrul sănătății, va veni în România să-l susțină pe domnul Călin Georgescu, care se laudă cu relația cu Trump, după cum vedem, în fața soției. Bine, și domnul Marcel Ciolacu a spus că a vorbit cu Trump și ăsta a fost ales Trump, da? Nu avem dovezi în sensul ăsta și dacă ar fi vorbit cu Trump, vă aduc aminte că și domnul Dragnea, Liviu, s-a dus și a vorbit cu Trump și după câteva luni bune avea dosar penal la DNA pentru că nu putea să, nu știa de să scoată cămașa pentru banii aia pe care i-a dat să stea la masă cu Trump. Nu cred în această relație a lui Georgescu cu Trump și dacă vine domnul Kennedy încoace, vă aduc aminte că domnul Kennedy respectiv este la Ministerul Sănătății. Da. Poate să-i spună lui domnul Georgescu cum e cu vaccinurile, dacă salvează sau nu salvează vieți. Păi de ce? Domnul Georgescu vaccine. Spunea că n-a văzut nicăieri acest coronavirus, că n-a văzut virusul nicăieri și că n-a existat. Bun, acum știu cum e, după război mult să căniți să arată, da? Dar domnul Georgescu, uite că nu a tânapa aia acolo frumos pe undeva până în Austria, unde și-a pus pe imaginele așa și în zăpadă. Să ne zică dacă are proprietăți pe afară.
Și de ce nu ne-a trecut în declarația de avere? Dacă are sau nu are proprietăți imobiliare? Ca asta din România văd că nu ne-a trecut pe toate, decât una singură, un teren în declarația de avere. Restul le-a palmat, nu le-a pus în declarația de avere, da? Stelian, mulțumesc foarte mult pentru intervenția ta. Reținem așadar, Newsweek susține că domnul Călin Georgescu nu și-a trecut proprietățile în declarația de avere. Și mai e un lucru foarte interesant, pentru că s-a vorbit despre faptul că domnul Georgescu a fost consilier personal al fostului ministru de externe din anul 2004, Mircea Joană. Mircea Joană a recunoscut că a făcut parte din cabinetul său de colaboratori apropiați, domnul Georgescu, și spune că la vremea aceea Călin Georgescu nu împărtășea convingerile pe care le expune astăzi în spațiul public cu privire la Rusia. Nimeni din Ministerul de Externe, nimeni din vreo instituție internațională nu a vorbit în ultimul timp despre domnul Călin Georgescu. Ce fac partidele? Pe cine va susține Partidul Social Democrat? Pentru că în cazul liberalilor lucrurile sunt clare. Domnul Bolojan spune că toată susținerea PNL, câtă e, va merge către Elena Lasconi necondiționat în turul al doilea al prezidențialelor. Avem și alegeri parlamentare la sfârșitul acestei săptămâni. Le mulțumesc invitațiilor mei. Se alătură doamna Cristina Trăile, este candidat PNL la parlamentare. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Alexandru Dimitriu, candidat USR la parlamentare. Bună ziua, domnule Dimitriu, vă mulțumesc și dumneavoastră. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și domnul Thomas Moldovan, candidat PSD la parlamentare. Bună ziua, domnule Moldovan. Bună ziua. Prima întrebare e pentru dumneavoastră, domnule Moldovan. Am auzit un lider important al Partidului Social Democrat, iar dacă n-are funcție de conducere, a fost unul dintre purtătorii de mesaj în această campanie, domnul Victor Ponta, consilier al domnului Cioracu, spunând că îl va vota pe Călin Georgescu. Da. E interesant să înțelegem dacă există o mișcare în PSD care îl votează masiv, care îl susține pe Călin Georgescu. Nu există încă o hotărâre clară luată vis-a-vis de acest aspect. Eu cred că e prematur să ne gândim la asta. Avem alegerile parlamentare foarte importante de duminică, dar eu vreau să vă spun o singură chestiune. Eu când mă gândeam și toată lumea spunea că vrem o țară ca afară, eu nu mă gândeam la Belarus. Domnul Moldovan, săptămâna asta probabil că veți ieși în campanie. Așa ar trebui. Având în vedere faptul că PSD-ul trece printr-un moment fără precedent, n-are candidat la prezidențiale în turul al doilea, probabil că vă veți intensifica eforturile de a face campanie, vă întâlniți cu oameni pe stradă, oamenii vă întreabă, bine, PSD, PSD, ok, n-a intrat Marcel, noi cu cine votăm, ce le ziceți? Noi o să le spunem foarte clar că deocamdată ne concentrăm pe guvern. Acum, din punctul meu de vedere, cel mai important bastion de cucerit este guvernul, să spun. Este foarte important să avem un guvern echilibrat, pentru că dacă stăm să ne uităm acum la ambii candidați, unul este... Pe unul n-are partid, n-are partid. Ok, dincolo de ideologie. Călin Georgescu n-are niciun partid. El cu cine să facă guvernul dacă n-are partid? Păi tocmai și tocmai... Sau are partidul, cum se numește, partidul oamenilor tineri. Da. Până ieri n-auzisem nici de partidul ăsta, nici nu știm bine cum îl cheamă, nici pe Georgescu, nici partidul. Eu sper să nici n-auzim, nici de acum încolo, cel puțin în guvern să nu auzim de ei. Deci nu vreți să faceți PSD guvern cu partidul POT? Noi ne concentrăm pe ce avem noi de făcut. Exclud deocamdată orice colaborare până ce nu avem rezultatele de la parlamentare de duminica viitoare. Duminica viitoare, peste câteva zile, mai aveți foarte puțin timp, de-aia când ziceți că e prematur, că ne umflă râsul, ne umflă plânsul, nici nu știm ce mai poate fi prematur în 10-12 zile. Doamna Trăilă, domnul Bolojan, președinte interimar al Partidului Național Liberal, cu un sprijin afișat, declarat și fără condiții pentru Elena Lasconi. Credeți că se va mobiliza activul dumneavoastră de partid pentru doamna Lasconi la prezidențiale? Partidul Național Liberal este un partid democratic. Este un partid care anul viitor împlinește 150 de ani și a fost și partidul care a modernizat România în perioada interbelică și a trecut și prin regimul comunist și a susținut libertatea la Revoluție. Deci Partidul Național Liberal nu poate ignora
sau nu poate ieși din calea europeană a României, nu se poate uita spre Serbia sau spre Belarus, cum spunea colegul mai devreme, și niciun caz spre Rusia. Ca atare, România s-a dezvoltat în ultimii 35 de ani datorită intrării noastre în Uniunea Europeană, a drumului european, a parteneriatului euroatlantic, membrii NATO. Deci noi nu putem concepe un alt drum pentru România. Credeți că doamna Dasconi va fi o locomotivă pentru alegerile parlamentare pentru PNL după dezastrul extrem de slab de la prezidențiale? Partidul Național Liberal este însuși locomotiva. Păi, n-a fost pentru electoratul. Nu, iertați-mă, totuși nu ignorăm forța unui partid. E adevărat, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, am înțeles votul românilor. Este vă întrerup o secundă, Mihai Tudose vorbește despre Călin Georgescu la sediu PSD. L-ascultăm. Fiindcă alegerile duminică poate să însemne rămânerea României pe o anumită cale predictibilă, cu tot ce înseamnă un program de guvernare coerent pe care vi l-am prezentat și ați fost martor la această prezentare, sau să intrăm din nou în nu știu ce experimente, cu energii, cu nu știu ce. Dumneavoastră, da. Coordonatorul campaniei PSD, după alegerile de duminică, luați în calcul... Coordonatorul campaniei, sunt șeful de campanie... Sunt șeful campaniei la parlamentare. Despre asta vorbim, da? Despre alegeri parlamentare care generează guvern. Nu este vorba numai despre alege, știu eu, 4, 5 oameni, 6 oameni în fiecare județ, ci despre ceea ce generează guvernul. Domnule, și acum e întrebarea, termen imediat. Duminică, românii vor trebui să aleagă între oferta noastră, care este coerentă, are cap, are coadă și am demonstrat că știm să guvernăm. Poate nu suntem cei mai buni, poate ne pricepem mai multe lucruri, dar la guvernare demonstrăm că se poate și ce înseamnă protecție socială, salariul minim european care a fost inițiativa noastră, autostrăzi, spitale și așa mai departe. Pensii. Făcând ceea ce știm noi să facem, ceea ce fac și acum, spun în transmisie aceste lucruri. Vă întrebați dumneavoastră ca membru a unui partid al sistemului, după cum spun electoratul sau după cum a votat electoratul duminică, un vot antisistem, ca reprezentant al sistemului, cum îi convinge? Da, eu înțeleg că există voturile antisistem. Chestia asta nu ne e bine cu ceva. Dar ideea de a arunca tot în aia și de a face experimente, noi am mai avut experimente. Problema mare a constat în faptul că după orice experiment, până la urmă, știți că a fost glumele acelea, bă, ăștia cu PSD-ul, am glumit cu voi, cu plăcuța, haideți înapoi că e opacii. Până la urmă, electoratul este stăpân pe votul lui, generează chestia asta, fel că peste 4 ani va trebui să luăm de la capăt. Credeți că acest rezultat, faptul că politicile promovate de PSD până acum au eșuat, totuși nu ați ajuns la... Toată lumea se întreabă ce va face Partidul Social-Democrat, de vreme ce nu are un candidat în turul al doilea al prezidențialelor, pe cine va susține. După cum spuneam, Victor Ponta a lăsat deja suficient de clar să se înțeleagă faptul că îl va vota pe Călin Georgescu. L-am auzit puțin mai devreme pe Mihai Tudose, care spune că România n-ar trebui să facă experimente. Punctul de vedere oficial al partidului este că nu se va comunica nimic până după alegerile parlamentare. De ce? Pentru că probabil există foarte mulți adepți, votanți ai Partidului Social-Democrat care rezonează cu ideile domnului Georgescu, chiar dacă în plan extern, după declarațiile pe care le-a făcut atâția ani, proruse pe față, domnul Georgescu e considerat ca fiind nefrecventabil. E motivul pentru care cancelariile occidentale sunt destul de îngrijorate, alertate despre ceea ce a reieșit după alegerile prezidențiale din România, după primul tur. Mă întorc la invitații mei. Este în continuare, este și domnul Alexandru Dimitriu de la USR alături de noi. Domnule Dimitriu, o campanie susținută pe TikTok împotriva celor care spun lucruri despre Călin Georgescu, împotriva celor care caută pe internet declarațiile lui, că până una alta cam asta apare despre Călin Georgescu, ceea ce el a declarat, și în continuare nu știm cât a costat campania domnului Călin Georgescu, care vedem susține, continuă susținut cu motoarele turate la maximum. Dumneavoastră, ce ați reușit să aflați?
Păi, în afară de ce reușim cu toții să aflăm din declarațiile acestui domn care pur și simplu te lovesc în fiecare neuron, nu? Adică pe mine mă doare capul de fiecare dată când văd ceva sau citesc ceva din ce a declarat. Vă spun sincer că urmează să mă aștept să declare că pământul este plat. Adică asta mai lipsește, cu reptilienii s-a văzut, apa nu e apă, deci avem absolut orice teoria conspirației este propovăduită de acest domn. În rest, vă spun foarte sincer că sunt alarmat ca cetățean al acestei țări că serviciile noastre nu și-au făcut treaba. Adică noi am avut un astfel de om propagandist al lui Putin angajat în ministere. L-avem și s-a putut dezvolta prin niște rețele spectaculoase de a putut să ia un astfel de număr de voturi. Unde este SRI-ul pentru numele lui Dumnezeu? Adică de ce și-au oamenii ăștia banii? SRI-ul a spus deja că nu e niciun fel de imixtiune a vreunei țări, a Rusiei sau vreunei țări ostile României în această campanie. Vreau să vă... Înseamnă că nu și-au făcut, scuzați-mă, dar înseamnă că nu și-au făcut treaba. Nu sau poate că nu consideră ostil ceea ce spune domnul Georgescu, faptul că România trebuie condusă de înțelepciunea rusă, că așa ne zice, da. Deci, stați puțin, mai spune ceva domnul Georgescu, că trebuie să ieșim din Uniunea Europeană și din NATO, lucruri care sunt prevăzute în Constituția României. SRI-ul ce face? Propovăduiește acest lucru? Cum adică nu este nicio problemă? Da, domnul Moldovan, mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Elena Lasconi spune că ar vrea un guvern format din USR, normal, PNL i-a oferit deja sprijinul pentru turul al doilea, dar și din PSD. Cum vă uitați la perspectiva asta? Eu cred că nu ne putem întoarce la o coaliție a austerității de tip PNL-USR. Pentru că trebuie să ne aducem aminte de înghețările de pensii, de venituri, de subfinanțarea sistemelor de educație, la sănătate sau tot felul de achiziții inutile care s-au făcut. Eu cred că nu trebuie să ne întoarcem aici. Doamna Chiriac, scuzați-mă, deci, alternativa e un guvern aur, că domnul Georgescu zice că vrea un guvern aur. Doamna Chiriac, nu, alternativa poate fi ca alianța actuală să funcționeze în continuare. Cum să funcționeze? Da, mă rog, în fine, poate funcționează. Cine știe, după alegerile parlamentare. Dom'le, asta e, trebuie să așteptăm. Pentru că cred că ne-am învățat cu toții lecția că atunci când doi se ceartă, al treilea câștigă. Păi ce să câștige dacă PSD-ul este prima oară în istorie după căderea comunismului când n-are candidat în turul al doilea? Da, poate că, în fine, știți cum e, nici apa nu e H2O, multe lucruri nu sunt cum credem noi. Scurtă pauză, revenim. Elena Lasconi s-ar fi întâlnit cu Ilie Bolojan pe tema discutării unei susțineri clare pentru alegerile prezidențiale și e foarte interesant ceea ce se întâmplă pe canalul Telegram și pe alte canale de social media, acolo unde se organizează pentru această seară un protest în favoarea susținerii lui Călin Georgescu. Vă vom arăta capturi de pe grupurile care se organizează în favoarea lui Călin Georgescu în această seară. Discutăm despre toate, este o situație în evoluție în aceste ore. Se fac calcule pentru turul al doilea, se fac calcule pentru alegerile parlamentare. Vom vedea ce partide joacă dublu și către ce se îndreaptă România. Și un titlu din Politico, ediția de astăzi, România e foarte importantă pentru Rusia, așa decriptează presa occidentală succesul lui Călin Georgescu. Revenim!